Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit să vedem relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind, în acest moment, în viitorul apropiat, dar și în viitorul puțin mai îndepărtat. Care e relația, ce gândiți unul față de celălalt, ce simțiți și ce e la baza manifestărilor. Hai să vedem. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragilor, mesaje. Ce trebuie să știți? Ok, este o etapă de joacă, este o etapă în care fie vrei să o iei de la zero cu cineva, fie ai cunoscut pe cineva nou, văd aici că lucrezi la ceva împreună cu o persoană. Lucrezi la ceva, aveți niște planuri în comun, faceți niște lucruri interesante. La baza pachetului, trei de monede. Trei de monede, moartea. 7 de monede. Ei, este vorba despre sfârșitul unei perioade de așteptare. Poate să fie vorba despre o propunere pe care cineva ți-a făcut-o sau o propunere pe care tu ai făcut-o cuiva. Și aici avem moartea și cu trei de monede. Deci ești, ești într-un moment de transformare, ești într-un moment de închidere. Ceva se transformă aici, poate are legătură cu sfârșitul unui triunghi amoros sau sfârșitul unui examen, da? Sfârșitul unei perioade de studiu, sfârșitul unei perioade de analiză da? Vin oameni la tine, îți cer părerea, îi coordonezi pe ceilalți În prima carte mi-a ieșit magicianul, dintre tine și celălalt sau dintre tine și ceilalți Și magicianul ăsta a vist o arcană majoră care fie zice că în relația asta sunt niște minciuni pe aici, fie este vorba despre faptul că faci o activitate împreună cu persoana dragă, împreună cu cineva dragție. La baza manifestărilor tale, justiția, o conexiune cu zodia balanță, tu ești într-o perioadă în care te ocupi mult cu actele, lucrezi cu mintea, dai ordine, știi foarte bine ce vrei, vezi lucrurile mai clar, îți faci dreptate. Da? Ești o persoană foarte înțeleaptă în acest moment, vezi totul în alb și negru. Cealaltă persoană regina de monede ei persoana cealaltă este sub influența banilor sub influența poate a unei alte persoane, poate să însemne și o conexiune cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Cineva din jurul tău se concentrează foarte mult pe partea materială, pe partea asta a banilor, dar mai văd și pe cineva care este influențat de starea de sănătate. Da? Cineva are de dat bani, primește bani, lucrează foarte mult cu partea asta practică, da? dar poate să însemne și că persoana la care te-ai gândit tu este sub influența unei femei. Sau poate în general este o persoană darnică. În inima ta momentan avem un patru de bâte, deci o petrecere, o bucurie în casă în familie. 4 de băte de asemenea, vine aici cu un moment în care strânge echipa și te pregătești de o petrecere, de un eveniment important. 4 de bâte înseamnă bucurie, 4 de bâte înseamnă celebrare în casă sau în viața privată. Și tot patru ăsta de băte, na da, poate să însemne și faptul că te simți bine tu cu tine. Ai oameni aici frumoși mobilizezi niște persoane. Ce simte cealaltă persoană, cavalerul de spade. Mm. Evenimente neprevăzute care apar, dar simt aici și multă dualitate uh. parcă, parcă cineva trebuie să stea drept în fața ta, deci persoana la care te gândi tu sau oamenii apropiați ție trec prin niște evenimente total surprinzătoare săptămâna aceasta sau nu știu de ce îmi vine să zic săptămâna aceasta. Poate e vorba de o săptămână sau um, o zi. Cineva e foarte direct aici, deci răspunde din inimă. Dar poate să fie și o persoană puțin cu inima de piatră, da, cu inima de piatră. Este o persoană pentru care planul material e mult mai important. Hai să vedem, da sau în casa acestei persoane, în familia acestei persoane pot fi niște discuții acolo acide. În mintea ta e Asul de Spade, foarte interesant. Deci ești clar într-un moment în care știi foarte bine ce îți dorești, ridici sabia, ai anumite principii de viață și îți dorești foarte mult acest nou început. Deci vrei să-ți clarifici ceva anume. Poate să însemne un proiect nou, o etapă nouă, dar și o nouă gândire, simt eu, o nouă idee. Cavalerul de bâte, ei aici uite cineva vine către tine sau persoana asta se gândește să vină către tine rapid, persoana aceasta se simte atrasă de tine, poate să fie vorba despre un adolescent întârziat. Da? Dar omul ăsta are doi cavaleri deja, deci este o persoană care comunică mult, face multe drumuri, ia decizii rapid sau cel puțin așa ar trebui. Următoarea etapă, patru de monede. Bun, aici poate să însemne fie o stagnare în relația de cuplu sau în relații la modul general, înseamnă un moment în care o să vă axați foarte mult împreună cu cineva pe ideea de bani. Poate să însemne și o instituție ă, financiară, da? cum ar fi o bancă sau știu eu, o instituție de stat, poate să fie, da? care are legătură cu banii. Dar văd aici în viitorul apropiat că fie tu o să încerci să ții foarte mult de locul în care te afli, fie persoana aceasta. Să vedem pentru tine, 8 de monede, Ei, în viitorul apropiat te văd aici foarte prins pe muncă, fie repar ceva în casă, faci curățenie, alții lucrați la un proiect important. Cealaltă persoană, 10 de cupe, Ei, aici a 10 de cupe, uite, e cineva care aici fie are un ideal, anume să fiți o persoană idealistă. Toți 10 de cupe poate să însemne și faptul că persoana apropiată ție în viitorul apropiat se va afla undeva într-o adunare de oameni, cum ar fi o reuniune de familie, că e ceva la nivel emoțional. Dar în același timp văd pe cineva care e foarte sigur pe el. Să vedem ce vei simți tu Steaua, o legătură cu zodia vărsător. Deci, o speranță mare pe care o vei avea. E ca și cum, într-un moment în care lucrurile poate nu funcționează chiar atât de bine în viața privată, apare acea lumină de la capătul tunelului. Apare acea speranță. Da? Știi cum e? Speranța mare ultimă. Cam așa și aici. De asemenea, văd aici, în sufletul tău, în viitorul apropiat și faptul că e ca și cum te confunzi în muncă sau în niște activități și zici lasă că minunea o să se întâmple. Ce va simți cealaltă persoană? 10 de spade. Ei, aici văd o persoană tare supărată. Deci, dacă te-ai gândit la o persoană, omul ăsta va simți o durere foarte mare în sufletul său. Da? O durere foarte mare în suflet. 10 de spade înseamnă sfârșit, înseamnă durere, dar e ca și cum persoana asta zice băi, ești ultima mea speranță, da, ești uh, uh, personajul care știu eu îmi poate fi alături că e ca și cum tu acum vrei ceva serios sau dai dovadă de seriozitate, sinceritate, știi bine ce-ți dorești, doar că persoana asta în momentul de față nu prea ia lucrurile chiar atât de în serios și normal că vine pedeapsa. Să vedem ce vei gândi tu. Regina de bâte, e, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, parcă se întoarce roata. Regina de bâte în mintea ta poate să spună și că în viitorul apropiat îți vei dori foarte multă independență, fie din punct de vedere financiar, fie îți crește încrederea în tine, în unele cazuri, poate, nu știu, o să ai în minte o rivală, că e la muncă, că e o prietenă, că e cineva din jur, iar cealaltă persoană, regele de spade, aoleu, uh, rivala și rivalul. De regulă când apar ăștia, regina de gâtă e rivala, ăsta e rivalul, mai ales pentru o femeie și respectiv un bărbat. Mult încăpățânare în viitorul apropiat. Da? Tu vrei ceva, omul ăsta vrea altceva. O legătură mai văd cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Deci omul ăsta va reacționa destul de ciudat, e ca și cum tai în carne vie, e ca și cum e extrem de dur, că avem două cărți de sfârșit pentru el sau pentru ea. Omul ăsta va fi foarte dur, da? supărat poate, știu eu. Hai să vedem în final, avem cavalerul de cupe, <laughs> da? în final aici este vorba despre un drum pe care îl faceți către un loc drag sufletului vostru, dar vede aici și o propunere de dragoste care apare. Da, în, în final, la baza manifestărilor tale valetul de cupe, ia uite deci aici. Văd că îți vei dedica foarte mult timp ție, dar văd de asemenea și noi emoții pe care o să le simți. Eu văd aici clar un nou început din punct de vedere emoțional, iar cealaltă persoană 10 de monede. Acest om din nou este sub influența familiei în viitorul apropiat, sub influența. Uh, unor prieteni sub influența unui, unui grup de oameni, dar parcă omul ăsta e prins pe familie, pe prieteni, pe o adunare și tu parcă te concentrezi foarte mult pe propria persoană. Ce vei simți? 5 de cupe, ok. 5 de cupe, e cineva care fuge peste noapte, cineva care renunță. Poate descoperi ceva și atunci. Uh, rămâi foarte surprins. E ca și cum prinzi omul ăsta cu ceva și atunci fuge. Fuge, da? Ce va simți? Doi de băte. Parcă se, parcă se va simți pus la colț, îmi vine să spun. Va rămâne pur și simplu blocat acest om. Pur și simplu. Uh, doi de bâte, Poate să însemne și faptul că omul ăsta în viitorul puțin mai îndepărtat se va uh, gândi să aibă ceva cu tine pe termen lung sau poate chiar să va gândi la un drum lung să-l faceți împreună. Dar ce poate să mai însemne aici? Poate să fie și un moment în care persoana asta te invită undeva, îți dă niște vorbe și momentul în care îți spune, tu fie ești cu niște prieteni și trebuie să pleci de acolo, fie amâni ceva. Ce va gândi Regina de Cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești? deci omul ăsta se va gândi, uite, dacă ești femeie, că ești blândă, ești iubitoare, că ești ce trebuie pentru sufletul său, pentru că văd multă stabilitate. Da? Poate omul ăsta de asemenea se va gândi și pe partea de sănătate, că poate are o problemă. Ia, în mintea ta, 10 de bâte, 10 de bâte, foarte multă apăsare, e că și cum ai niște regrete. Sau poate să urmeze și o perioadă aglomerată. Vreau neapărat să clarific ce e cu acest, pentru că ce cu 400 de monete de acolo, și cu a doua etapă pe care e, a ieșit vulpea și cu stelele. Deci, dragilor, aici e cineva da, care minte și se află. Cineva care e viclean. Se află un secret. Da? Cineva care, e la, care el la răscruce de drumuri sau are mai multe opțiuni. Hai să vedem noi ce cu 10 ăsta de spade în inima acestei persoane. E... poate e ceva legat de o relație care s-a consumat sau ceva matur. stabilitate, bărbat și lacăt. Deci în viitorul apropiat eu văd aici o hotărâre foarte mare da? și suferința aceasta ține fie de un bărbat, fie ține de o decizie legată de un bărbat. Hai să vedem ce e cu cavalerul ăsta de cupe. Un adevăr și un sfârșit. Da? Deci, poate persoana ta vine către tine să clarificați situația. Se ceră scrisoare. Deci, sunt niște discuții legate de o problemă. O schimbare care văd eu că este inevitabilă. Și să vedem aici cei cu 5 de cupe în inima ta, că nu înțeleg. Nu e ca și cum nu știu, te simți pedepsit sau pedepsită. Să te vei simți. Avem femeia și copilul. Da, poate să însemne o nouă persoană, o nouă femeie sau poate să însemne o femeie care e mai copileroasă din fire. O femeie cu un copil la propriu. Ia să vedem aici doi de bute. secera și copacul. Deci e vorba de a culege roadele, e vorba de a pune punct la ceva pe termen lung, da? de a tăia ceva din rădăcini. Hmm. Na, eu ce de aici, eu văd o schimbare foarte mare pentru tine un cadou, o bucurie, este o schimbare pentru pasiunea ta, pentru sufletul tău sau, repet, poate să însemne și faptul că în sfârșit ți se luminează mintea. Hmm. Niște discuții legate de o călătorie, de niște bani. Hai să vedem ce zic îngerii. Oh, uh. onestitate, relațiile au nevoie de încredere și sacrificiu. Și e vorba de sacrificiu și de încredere. Îngerii spun să-ți exprimi sentimentele. A vorbi, da, te ajută să-ți menții relația vie. Poate e cazul să comunicați să vedem ce spune și oracolul ăsta oh. uh. Deci avem așa ceva din altă viață, ceva ce s-a mai întâmplat, deci e o poveste care parcă se repetă avem regina de gheață, o femeie sinceră, o femeie divorțată, o femeie foarte rațională, o femeie rece. Avem o nouă iubire sau o persoană necunoscută și un triunghi. Amoros, sau o alegere. Deci apare cineva nou aici, fie în viața ta, fie în viața acestei persoane. Dar dacă ești femeie, eu cred că e vorba despre tine. A prelua controlul, a deține controlul, destin, șansă și cadou, surpriză. Da, eu cred aici că universul ăsta parcă zice lasă că iau eu controlul, că știu ce e mai bine pentru tine față de cum avem relație, petrecere, iubire. La o petrecere, uite, poți să cunoști pe cineva. Am întrebat ce cu cărțile astea aici și mi-a ieșit așa. O femeie cu părul deschis la culoare și o flacără geamănă, deci cineva care seamănă foarte bine cu tine. Din multe puncte de vedere. Avem o regina întâlnirilor, o femeie brunetă, ceva ce se termină într-un timp foarte scurt și avem internet. Prietenie. Și avem trei bărbați, da? pot fi trei prieteni. Un cadou foarte puternic văd aici. Sau o surpriză mare în cadrul unei petreceri sau la o zi mare la o zi sfântă și avem serviciu și gând. Cineva aici care îți face un serviciu te ajută cu ceva. Avem bărbatul și suspinere, deci. E cineva aici care suspină sau poate tu care suspin după omul ăsta. Da, hai să vedem ce zic îngerii romantici. Îngerii romantici zic să rămâi optimist asupra iubirii tale și să gândești pozitiv, pentru că sufletul tău pereche este aproape sau poate chiar această persoană e sufletul tău pereche. Doar că îngerii spun să te cunoști mai bine cu acest om pentru că astfel se vor închega niște conexiuni extrem de profunde. Discuții de la suflet la suflet. Da, deci veți avea niște discuții aici sincere. Simt nevoie să extrag un mesaj din acest oracol, nu știu de ce. Au ieșit două mesaje. Primul este înțeleptul cu cifra 6, Acceptă ceea ce este. Conștiința are grijă de toate. Deci este vorba despre a accepta ceva anume. Despre a accepta un anumit lucru. Apoi avem magia. Deschideți conștiința către toate posibilitățile, și ca prin farmec, viața ta se va transforma. Avem foarte puternic cifra 7. Cifra 7. Intuiția. Ascultă vocea inefabilă din tine și vei fi ghidat sau ghidată prin intermediul sincronicităților extraordinar de frumoase această carte o voi apropia. Deci trebuie să te asculti vocea interioară și, mai exact, să crezi în acele sincronicități. Da? Nimic nu întâmplător pe lumea asta. Absolut nimic. Frumusețea, a simți și a vedea frumusețea în fiecare și în orice, face să înflorească puterea ta de atracție. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.